După ce PSD l-a lăsat fără șefia secției de chirurgie de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, Gheorghe Neață se aruncă acum în brațele socialdemocraților. La fel se întâmplă și în cazul celui uns în funcția de inspector adjunct la Inspectoratul Școlar, Petre Nanu. Ambii au fost excluși din partid după ce au purtat negocieri pentru a trece în tabăra colegilor de alianță. Cei doi consilieri județeni au fost expuși pentru că au încălcat statutul partidului și cu ocazia asta i-a sfătuit încă o dată pe toți membrii partidului să citească în amănunte statutul partidului ca să vadă de fapt cum stau lucrurile. Sincer să fiu, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, pentru că am colaborat destul de bine cu cei doi consilieri. Am avut o colaborare chiar foarte bună și transparentă și n-am înțeles ce de fapt, de ce s-a ajuns aici, doar că nu e în regulă, trebuia să fi gândit înainte să poarte anumite negocieri, să aibă anumite ieșiri publice și să fi respectat faptul că oamenii până la urmă i-au votat și au ales pe listele partidului Popul Tania Conescu. Conducerea filialei Gorjene susține că în următoarele două zile alți PPD-diști vor pleca din partid de dragul promisiunilor politice. Vor pierde și alții. În astea două zile a început deja curățenia care v-am povestit de ea și de aici încolo mi-am făcut datoria ca să le explic la fiecare în parte că nu e bine să plece, că e bine să gândească, că nu e bine să aibă anumite ieșiri. Vineri este ultima zi în care aleșii locali mai pot migra dintr-un partid în altul, ordonanța dată de guvernul Ponta având valabilitate doar 45 de zile.